Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu! Eu sunt Mișii, iar telefonul despre care vorbim în acest video este Redmi Note 11 Pro 5G, pe care cei de la Xiaomi mi l-au trimis în teste imediat după lansare. Dar cum mie îmi place să vă pot oferi un feedback real de utilizare, am preferat să aștept puțin până să fac acest review, astfel încât să am timp suficient să îl testez. Iar în acest video am și un Redmi Smart Band Pro, pe care unul dintre voi îl poate câștiga, dar am să vă povestesc mai multe la finalul acestui video. Deci acolo găsiți mai multe detalii despre cum puteți fi voi posesorii unui astfel de gadget. Acestea fiind spuse, aș vrea să începem, ca de obicei, cu accesoriile din pachet, după care vom reveni și asupra telefonului. Așa arată cutia în care noi primim telefonul, un design cât se poate de simplu, specific celor de la Xiaomi. În interiorul căreia noi găsim, pe lângă telefon, următoarele accesorii. Avem cheița pe care o vom folosi atunci când vrem să scoatem, să introducem SIM-ul sau un card microSD. Un manual în care vom găsi scurte instrucțiuni de utilizare, este ideal pentru început, pentru a vă obișnui cu telefonul. Partea legată de garanție, alături de informații legate de siguranță. Și tot aici avem și o husă de protecție, deja inclusă în pachet, pe care să o folosim, o aplicăm pe telefon și îl putem păstra în siguranță. Am să o pun eu de îndată, să puteți vedea și voi cam cum arată. Și așa arată telefonul cu husă, nu arată rău deloc. În continuare, avem un încărcător de 67W pe care îl primim deja în pachet, ceea ce mi se pare un mare avantaj, cu o mufă USB, iar cablul vine cu o mufă USB la USB-C. Și acestea sunt accesoriile din pachet. Vorbim despre vârful de gamă al seriei Note 11, modelul Pro, care vine cu specificații pe măsura așteptărilor din punctul meu de vedere. Avem un spate de sticlă, o protecție a display-ului Gorilla Glass 5, un design foarte actual, aș zice eu, rezistență IP53 pentru praf și strop de apă, iar greutatea sa este de 202 grame. Mie îmi place mult să văd telefoane mate, cred că m-am cam plictisit de cele strălucitoare, lucioase, care mai sunt și magnet pentru amprente, deci genul acesta de schimbări pe mine mă bucură foarte tare. Marginile sunt plate, iar detaliul acesta mă face să simt telefonul mult mai bine în mână. Butoanele de volum și blocare sunt poziționate în mod firesc pe partea dreaptă, butonul de blocare având integrat și un senzor de amprentă rapid de fiecare dată. Și chiar și felul în care acestea se apasă mă duce clar cu gândul la ideea de telefon premium. Mă bucur să văd că nici mufa jack nu ne lipsește. Chiar dacă eu personal nu mai folosesc o pereche de căști cu fir de câțiva ani, sunt convinsă că mulți dintre voi o faceți și vă bucură existența acesteia. Avem de asemenea difuzoare stereo, care oferă un sunet foarte bun, fiind perfect atunci când vreți să vizualizați conținut media, iar acest lucru este susținut și de display-ul cu care acesta vine. Vorbim despre unul Super AMOLED de 6,67 inch cu refresh rate la 120 Hz, HDR10, rezoluție 1080 cu 2400 pixeli și o densitate a acestora de 395. Avem un screen to body ratio de 86%. Marginile sunt destul de înguste, iar faptul că ecranul este unul plat și mare, mie mi oferă un sentiment foarte plăcut în utilizare. Vine cu Android 11 MIUI 13. Iar pentru cei care nu sunt încă familiarizați cu interfața oferită de Xiaomi sau nu au luat încă un contact cu ea, vă pot spune doar că o să vă obișnuiți destul de rapid. Iconițele arată bine, meniul este bine structurat din punctul meu de vedere, iar orice avem nevoie este destul de rapid de găsit. Acesta vine în două variante de stocare internă, 64 și 128 GB, cel cu 64 având 6 GB RAM, pe când cel cu 128 GB stocare internă este disponibil atât cu 6 cât și cu 8 GB RAM. Eu am primit la test varianta cu 8 GB RAM și se mișcă extrem de bine. Bineînțeles că ajutorul vine și din partea chipsetului Snapdragon 695 5G pe 6 nanometri, ceea ce se traduce de fapt prin viteză și eficiență în orice activitate, inclusiv pentru jocuri. Îl văd potrivit în mod special pentru jocuri datorită display-ului plat, dar și datorită faptului că stă foarte bine în mână și nici nu se încălzește excesiv. Ceea ce am omis să vă spun la partea legată de stocare internă este faptul că putem adăuga oricând un card microSD, dacă nu mai este suficientă memoria de stocare internă de care dispunem.
Am văzut că din ce în ce mai mulți producători aleg să renunțe la acest detaliu, iar eu mă bucur atunci când văd că unele modele păstrează această posibilitate. Pentru că la urma urmei nu știi niciodată când poți avea nevoie de memorie extra. Următorul aspect important atunci când discutăm despre telefon îl reprezintă, bineînțeles, camerele, atât cea de selfie cât și cele principale. Așadar, avem aici un setup compus din o cameră wide de 108 megapixeli cu PDAF, una ultra wide de 8 megapixeli, precum și una macro de 2 megapixeli. Avem și funcții precum un mod de noapte, panoramă, un mod pentru documente, iar cel de fotografiere de 108 megapixeli este ușor de identificat. Mie îmi plac pozele rezultate, camerele mi se par unele reușite, dar cel mai bine ar fi să vă las pe voi să vedeți ce am făcut eu cu ele în aceste zile. Referitor la partea video, acesta poate filma 1080 la 30 de cadre pe secundă. Da, probabil că mulți dintre voi o să vă gândiți că v-ați fi dorit să aveți posibilitatea să filmați 4K. Dar sincer, mie încă nu mi se pare o rezoluție pentru camera unui telefon mobil din mai multe puncte de vedere pe care nu o să mă apuc să vi le spun, dar cert este că nu mi se pare un detaliu tocmai relevant. Și trecând la camera de selfie, aceasta are 16 megapixeli, este wide, filmează tot 1080 la 30 de cadre pe secundă, iar selfie-urile rezultate arată cam așa. În plus, avem disponibil și modul dual cu ajutorul căreia putem crea conținut folosind atât camera de selfie cât și una dintre camerele principale în același timp. Un alt aspect, cel puțin la fel de important precum camerele, îl reprezintă, bineînțeles, bateria. Ei bine, aici vorbim despre una de 5000 de mAh, care pentru mine a rezistat de fiecare dată mai mult de o zi de utilizare, chiar și atunci când mi-am propus să văd cât de mult poate ea să ducă. Aș spune că la o utilizare medie normală ar duce lejer 2 zile, mai ales dacă nu vă cumpărați telefonul pentru a vă juca. În plus, încărcarea este super rapidă la 67W cu încărcătorul pe care îl primim deja în pachet. Și ajunge la 50% în aproximativ 15 minute, respectiv la 100% în vreo 45 de minute conform calculelor mele. Aș spune că este destul de mult orientat spre această idee telefonul. Gândit cumva să ofere o baterie care rezistă, dar în același timp și dacă, nu știu, ești pe fugă sau pur și simplu ai uitat să-ți încarci telefonul, o poți face super rapid. Redmi Note 11 Pro este un telefon mid-range, să nu uităm asta, iar caracteristicile oferite la acest preț mie mi se par mai mult decât rezonabile. Avem un design frumos în adevăratul sens al cuvântului, materiale care se simt foarte plăcut la atingere, un display mare cu un refresh rate la 120 Hz și o baterie reușită cu performanțe foarte bune. Cred că își merită banii fără niciun fel de dubiu, iar faptul că nu este complet rezistent la apă sau faptul că nu ne oferă o filmare 4K nu mi se par real niște aspecte pe care să le luăm în calcul. Deci, dacă sunteți în căutarea unui telefon de la care aveți ceva pretenții și îl folosiți mai mult decât pentru o activitate normală, vă doriți rapiditate în utilizare, dar nu sunteți dispuși să cheltuiți bani pe un flagship, cred că un model de genul acesta ar merita o șansă. Sunt curioasă vouă cum vi se pare. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Sunt curioasă dacă și vouă vi se pare Best Buy, căci eu sunt chiar încântată de cum se descurcă. Chiar dacă aveți și alte întrebări despre el, le aștept bineînțeles ca de fiecare dată în comentarii. Dar, înainte de a închide, așa cum v-am promis la începutul acestui video, pentru cei care sunt interesați să câștige un Redmi Smart Band Pro, cel pe care l-am eu chiar aici, pentru a vă înscrie în acest concurs, să-i spunem, vă rog să-mi lăsați un comentariu în care să vă manifestați dorința de participare. Eu o să le citesc, o să le iau în calcul pe toate, fiecare comentariu pe care îl lăsați, iar unul va fi cel norocos. Și îl voi anunța în 2 săptămâni, pe data de 2 aprilie, pe pagina de Facebook FunTech with Me și dar și aici în comentarii voi da reply câștigătorului pentru a putea să luăm legătura ulterior. Eu am fost Mi și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video, mulțumesc pentru susținere și vă pup!